Berta din acest an, de 8 martie? Este, eu știu, ofertă bună, sunt flori frumoase, prețuri accesibile, mult mai bune ca în florării. Da, este... E binevenit acest târg aici? Da, sigur, da, este binevenit. Foarte, mie îmi place. Pentru fetița mea, pentru la școală, să ducă la doamne și mai pentru persoane apropiate din familie. Mulțumim frumos! Hai să o iau pe doamnă. Oferta din acest an la acest târg de flori? Rezonabilă, având în vedere prețurile, pensiile care sunt mici. Știți cum e, este binevenit orice reducere, orice ofertă. Mai ales că suntem femei și vrem să întâmpinăm ziua de 8 martie cu recunoștință, cu un zâmbet, cu fericire. Asta le doresc tuturor femeilor și multă sănătate și tuturor mamelor. Mulțumim frumos! Florile! Pentru... Colegul meu, vă rog. Așa. Bună ziua! Pentru o doamnă mai apropiată. Spuneți-ne, cum e oferta aici? Destul de bună. Destul de bun. Este bine. Poate negocia și e acceptabil, este bine. E binevenit un târg aici, la Reșița? Absolut, absolut, da, 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 da. Este că lumea e dornică, de una, de alta. Chiar dacă este un oraș așa cum e, dar o floare înveselește sufletul omului. Mulțumim. Ce? De aia mi-ai văzut mașina. În aici, la Victor. A, și te-ai speriat, nu știi ce e cu mașina. Casă. Bine. E ok. Bun. Bine. Bun, bine. Fetelor, cum vi se par florile aici, în târg? Mi se par toate extrem de frumoase și n-am mai văzut așa ceva de multe luni, de zile. E bine, pentru cine cumpărați flori? Pentru mamele noastre de 8 martie și pentru familia noastră, bunici, surori și pe ce mai avem în familie. E bine că există acest târg de flori. Tot timpul este bine primit, ori ce perioadă ar fi. Spune-ne. Mai mergem să mai întrebăm? Ia stați să vedem, ați cumpărat florile? Da, le-am cumpărat. Cum e oferta? Acceptabilă. Nu. Mă așteptam să fie un pic mai scump, dar nu, e acceptabil. Cum e târgul de aici? E binevenit? Da, 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 da. Văd că e parcă mai ok ca sus în oraș, că vin de sus din oraș și acolo nimic nu e. Spuneți-ne, pentru cine ați cumpărat atâtea flori? Pentru doamnele de la școală, doamnele învățătoare de la școală. Pentru nepoțică să ducă. Mulțumim frumos! Poftim cu ce? Multe sortimente, și tăiate, și ghivece, și multe, multe sortimente. De unde sunteți? De unde veniți? De la Iași, dar suntem mai aproape, stăm în Reșița. Și ați venit și anii trecuți? De mulți ani, dacă anul ăsta nu s-a întâmplat niciodată. Nu mai e lume, nu e lume, n-ai la cine să vinzi. De ce credeți că nu? De ce? Nu știu, orică e... Nu pot să-mi dau seama, nu mai e lume, nu mai e populație, le frică de lumini, de curent, de cheltuieli, Dumnezeu știe. Dar nu mai e față de alți ani, nu mai e nimic. Parcă zici că e zi din asta de toată ziua, obișnuită. Mulțumim frumos! Vânzările, cum merg? Slăbuț, anul ăsta cam slăbuț. Nu prea... Cu ce ați venit? Cu flori, cu buchete, cu trandafiri, cu de toate. Pentru 8 martie. Și nu merg vânzările? Cam slăbuț. Ați fost și în anii trecuți? Am fost. Și? Anii trecuți o mai mișcat ceva, dar anul ăsta foarte prost. Ce? Mai mult zambile, azalee, ciclam... Zambilă mai mult. Mulțumim. Cum merg vânzările? Prost merg vânzările. Foarte prost merg vânzările.
din cauza crizei financiare. Vai de mine. Cu ce ați venit? La flori, flori naturale, flori, 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 cu cele mai frumoase flori. Și vai, care se caută? Florile de sezon, ciclamele, zambilele, lalelele, se caută, dar nu se cumpără. Gata. Mulțumesc. No.